Sper. Faptul că ținem copii în școală și suntem toți în același lucru este un lucru foarte bun. Noi am avut și anul trecut. Autoritățile locale au avertizat în nenumărate rânduri conducerea școlii despre containerele care nu sunt conforme și nu vor primi autorizația de funcționare. Bă, mai mult, conducerea inspectoratului școlar județean a solicitat directorului școlii numărul 30 să caute soluții pentru elevii care urmau să fie relocați. Însă acesta nu a vrut să accepte. În ciuda avertizmentelor, astăzi învățau 4 clase în 2 schimburi, în cele 2 containere. Dumnezeu a ignorat pur și simplu avertizmentele transmise de către inspectorat. În egală măsură, cred că nu înțelege pericolul la care îi supune pe minorii școlari. Noi vom vedea împreună cu celelalte instituții abilitate care sunt măsurile de urgență pe care le luăm. Această problemă inevitabil ne aduce aminte de episodul Crevedia și trebuie să o spun răspicat că nu voi accepta asemenea situații. În paralel, administrativ, facem demersurile necesare. Vom mai solicita o ultimă explicație din partea doamnei directoare. Rețeaua electrică este supra-solicitată, spun autoritățile. În orice moment, aceasta poate ceda, iar scenariul devine sinistru. Și anul acesta, 4 clase de elevi învață în cele 2 săli improvizate. Containerele au fost racordate la rețeaua electrică a școlii. Există pericolul de supra-solicitare, fapt care poate duce oricând la o tragedie. Inițial, inspectorii au acceptat temporar soluția găsită pentru a mai găsi niște săli de clasă, fiind o salvare provizorie, așa cum se știa pe atunci. Astăzi însă, Inspectoratul Școlar General spune că nu va accepta să pună în pericol viața zecilor de copii. Există nenumărate plângeri și reclamații din partea părinților. Mulți dintre aceștia ar fi semnat fără să știe cu adevărat ce se întâmplă cu containerele modulare și de ce nu sunt aprobate. Din comoditate, pentru a nu-i rupe din colectiv sau poate pentru a fi mai aproape de locuință, spun Doamne ferește și continuă să îi ducă la școală. Sunt de acord cu folosirea containerelor în loc să plece din școală, adică sub nicio formă nu ne dorim să învețe în altă unitate școlară. Nu prea sunt binevenit, zic eu. Vine și perioada rece acum, nu știu cum o să... Acum vom vedea ce se va întâmpla. Ați dat acordul, nu? Da, sigur. Există riscul unei tragedii? Hai, sperăm să nu. Am auzit acest lucru, nu știu, să sperăm că se va găsi o soluție totuși. De la conducerea școlii am aflat că doamna director intenționează să ceară avizul Enel pentru branșarea separată a acestor containere, ceea ce arată că nu are vreun gând să renunțe la ele. Solicitată, doamna director nu a vrut să răspundă întrebărilor noastre.